Weekendul acesta la Sfântul Gheorghe s-au disputat etapele 26 și 27 ale Ligii Florilor. Sâmbătă, CSM Slatina a întâlnit Dacia Mioveni, obținând victoria scor 27-22, înregistrând astfel a patra victorie consecutivă. Astăzi nu a fost mulțumită, în primul rând, de atitudinea lor. Veneau după trei jocuri foarte bune, extrem de grele, cu adversari extrem de puternici și aveam alte așteptări de la ele astăzi. Din păcate, nu a fost un joc care să mă mulțumească, însă cred că merită felicitate pentru faptul că astăzi au reușit să ia cele trei puncte. În economia jocului vor cântări foarte, foarte mult. Doamne ajută să scăpăm de baraj, pentru că nu ne dorim asta, dar mai avem de jucat încă 4 meciuri și sperăm să le terminăm cu brio și cu maxim de puncte. Consider că ne pierdem concentrarea pe parcursul jocului, probabil și din cauza oboselii, pentru că începe să spună cuvântul și cred că, nu știu, probabil am văzut că avem avantaj mai mare și ăsta să fie și un dezavantaj. Duminică, în cadrul etapei a 27-a a Ligii Florilor, CSM Slatina a jucat cu Gloria Buzău. Oboseala acumulată în ultimele etape și-a spus cuvântul, iar fetele nu au mai reușit să obțină un rezultat pozitiv. Scorul duelului a fost 26-35. Nu a făcut un joc foarte bun, probabil ne resimțim din ce în ce mai mult. Sper că în săptămâna care urmează să reușesc să recuperez jucătoarele accidentate, cum este Hermina Stoicănescu, pe care nici nu am putut să o folosesc. Adică după ce creștem puține, mai avem și accidentate. Și să încercăm să terminăm campionatul, în primul rând sănătoase și în al doilea rând să ne îndeplinim obiectiv. De păcate nu am început atât de bine, apărarea noastră nu a funcționat, nici colaborarea cu portarii. Ele de la începutul reprizei și-au luat un avans de câteva goluri, ceea ce pentru noi în repriza a doua a fost puțin cam mult. Sperăm de acum încolo să câștigăm tot ce se poate, să ne bucurăm de ultimele etape, deși este oboseală acumulată și se și vede în jocul nostru. Dorim foarte mult să nu mergem la baraj și să dovedim că nu merităm la baraj. În urma rezultatului din weekend, CSM Slatina a urcat pe poziția a 10-a în clasamentul Ligii Florilor, loc care le asigură menținerea în acest campionat. Ultimele trei etape ale Ligii Florilor se vor desfășura la București în perioada 31 mai-3 iunie. CSM Slatina va juca cu echipele Activ Ploiești, CSM Galați și HC Zalău.